Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Iubiți ascultători, prin harul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă prin dragostea nemeritată de noi, dar pe care Dumnezeu nu o arată, suntem acum pe cale să popozim într-o nouă carte a Sfintei Scripturi. După prima carte a Bibliei, Geneza, unde am văzut modul în care a fost creat acest univers și omul care păcătuiește, și după prima carte a Noului Testament, unde aflăm ce a făcut Dumnezeu pentru eliberarea omului de sub puterea păcatului, ajungem acum la cea de-a doua carte a Sfintei Scripturi, intitulată Exod. Să începem prin a trece în revistă câteva date generale despre carte. Mai întâi, trebuie menționat că autorul ei este Moise. Deci aceasta ar fi cea de-a doua carte pe care o scrie la îndemnul și sub călăuzirea Duhului Sfânt. În ceea ce privește mesajul, exodul continuă ceea ce a fost început în Cartea Geneza, respectiv dezvoltarea familiei lui Iacov, până când aceasta ajunge un adevărat popor. Între ultima relatare din Carta Geneza și cea care începe în Exod se află o perioadă de aproximativ trei secole. În Geneza, capitolul 15, versetul 13, găsim o informație potrivit căreia sămânța lui Avram va sta 400 de ani în Egipt. În Exod, la capitolul 12, versetul 40, suntem informați că au fost 430 de ani, lucru confirmat de altfel și de versetele 16 și 17 din epistola adresată Galatenilor, capitolul 3. Dar nu este vorba despre o greșeală, ci doar despre două momente diferite din care începe numărătoarea. De la chemarea lui Avram este foarte adevărat, sunt 430 de ani. Dar sunt numai 400 de ani de la momentul în care Dumnezeu îi spune acest lucru. Să mergem un pic mai departe pentru a vedea care este semnificația numelui acestei cărți. Exod înseamnă ieșire, și este o referire la scoaterea poporului din robia egipteană. Ca semnificație spirituală, aceasta ne vorbește foarte mult despre răscumpărarea pe care Domnul Isus a realizat-o pentru noi prin sânge și putere. Pentru că aceasta a fost și modalitatea prin care a fost scos poporul din robia egipteană. Cred că mesajul cărții Exod este cel mai bine exprimat de Cartea Evrei, capitolul 11, care spune așa. Prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei Faraon. Ce a vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului? El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Acestea sunt cuvintele cuprinse între versetele 23 și 29 din capitolul amintit. După cum putem ușor observa, este un mesaj al credinței. De altfel, nici nu ar fi fost posibil să fie într-un alt fel, și nimic nu ar putea explica dezvoltarea pe care o cunoaște poporul fără intervenția directă a lui Dumnezeu. În Geneza, capitolul 46, versetul 27, găsim că au fost 70 de persoane din familia lui Iacov care au intrat în Egipt. Din câte se pare, în momentul în care au părăsit Egiptul, numărul lor s-a ridicat la peste 2.100.000 de oameni. În ceea ce privește conjunctura istorică în care s-au desfășurat evenimentele, încă nu se pot face estimări foarte exacte cu privire la datele în care s-au desfășurat ele. Totuși, se pare că Iosif a intrat în Egipt pe timpul dinastiei Hixoșilor, cunoscuți și ca faraonii păstori. Din câte se pare, ei făceau parte din neamul semitic și, într-un fel, erau înrudiți cu Avram și descendenții acestuia. Ei au fost cuceritori a Egiptului și, din această cauză, nu se bucurau de prea multă simpatie din partea acestora. Dar, după o vreme, ei au fost înlăturați de la conducere de către o familie domnitoare de origine egipteană. Aceștia erau cei care nu-l cunoșteau pe Iosif, așa cum suntem informați. Dar să vorbim puțin și despre Moise. Vreau să menționez doar că la momentul potrivit vom aborda în mai în detaliu fiecare element. Moise este într-un fel personajul principal al cărții. În această carte, viața lui este împărțită în trei perioade de câte 40 de ani. 40 de ani petrecuți în palatul lui Faraon, apoi 40 de ani petrecuți în deșertul din Madian, și în cele din urmă 40 de ani petrecuți în deșert, conducând poporul evreu. În timpul șederii sale în Egipt, Moise a fost crescut ca un prinț al casei lui Faraon, beneficiind de toată educația celei vremi. Dar pe lângă aceasta, el a fost crescut și în religia egipteană. Ca închinător la zeul soarelui, nici nu este de mirare că Moise nu a fost pregătit la început să-l urmeze pe Dumnezeu. A fost nevoie ca Moise să se petreacă 20 de ani în Ținutul Madian, în deșert, pentru a învăța să asculte de Dumnezeu. Abia după ce Moise a fost pregătit de Dumnezeu acolo în deșert, este trimis la popor pentru a-l scoate din Egipt. Misiunea lui de început este să-i adune pe bătrânii lui Israel și să meargă la faraon. Acesta refuze să lasă poporul să plece și atunci începe demonstrarea puterii lui Dumnezeu în fața poporului egiptean și a zeilor lui. Vedeți, Egiptul era dominat de idolatrie. Erau mii de temple și milioane de idoli. În spatele idolatriei se află Satana și forțele lui. Nu se poate spune că religia Egiptului era fără putere, numai că puterea ei era una malefică. Pavel notează și el în scrisoarea pe care o adresează lui Timotei faptul că preoții lor nu erau lipsiți de putere. Ascultați: După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului. Chiar și Faraon întreabă. Cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece de aici. În cele din urmă, Domnul se va prezenta și atunci el va lăsa poporul să plece. Atunci va ajunge să recunoască și Faraon că a păcătuit. Ascultați ce spune Faraon. Faraon a chemat îndată pe Moise și pe Aron și le-a zis, Am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră. Nimeni nu se poate împotrivi Domnului, sau se poate împotrivi, dar cu prețul distrugerii. Să trecem acum în revistă un scurt cuprins al cărții. O primă secțiune este aceea în care este prezentat modul în care apare izbăvitorul în persoana lui Moise. Această secțiune este încadrată între capitolele 1-11, iar subdiviziunile ei ar fi Robia lui Israel în Egipt, Nașterea lui Moise, primii 40 de ani în palatul lui Faraon chemarea lui Moise și cei 40 de ani petrecuți în Madian, întoarcerea lui Moise în Egipt, cartea de vizită a lui Dumnezeu. Am numit așa această subdiviziune pentru că, cum aminteam adineauri, Dumnezeu face o demonstrație a puterii sale prin care se impune clar înaintea zeităților unui Egipt idolatru. Aici sunt cuprinse cele nouă plăgi cu care este confruntat Egiptul. Dar să mergem mai departe, la o a doua diviziune importantă, cuprinsă între capitolele 12 și 14. Ea poate fi numită Eliberarea. Ca subdiviziune aici găsim Instituirea Paștelor. E să face odată cu cea de a 10-a plagă moartea întâilor născuți. Apoi, tot aici, avem și trecerea Mării Roșii, care se încheie cu distrugerea armatei lui Faraon. A treia secțiune majoră este reprezentată de Marșul către Sinai. Capitolele care intre sub incidența acestei secțiuni sunt cele cuprinse între 15 și 18. Cu toate că sunt numai trei capitole, ele conțin multe informații. Cântecul salvaților, apele de la mare, apele de la elim, mana și prepelițele, stânca lovită, amaleciții, ietro, socului Moise, toate acestea constituie episoade care conțin importante informații cu privire la desfășurarea planurilor lui Dumnezeu. A patra secțiune, cuprinsă între capitolele 19 și 24, sunt marcate de legea pe care Dumnezeu o oferă poporului evreu. Subdiviziunile ar fi legământul de la Muntele Sinai, cele 10 porunci, legile sociale. O ultimă secțiune se referă la construirea cortului întâlnirii. Capitolele incluse aici sunt 25 până la 40. Aici avem mai întâi planul cortului, apoi lucrătorii cortului vițelul de aur, noile table ale legii, mijlocile lui Moise pentru popor, construirea cortului și imaginea finală a cărții, coborârea gloriei lui Dumnezeu peste cort. Prin fiecare din aceste secțiuni vom merge însoțiți de Duhul lui Dumnezeu pentru a face cunoștință cu bine cuvântările lui minunate. Dar să pătrundem acum în textul propriu zis al cărții, pentru că este unul foarte bogat în evenimente, care ne vor arăta tot puternicia lui Dumnezeu și modul în care lucrează El cu noi oamenii. Primele versete sunt acelea care fac legătura cu Carta Geneza. Iată numele fiilor lui Israel, intrați în Egipt. Au intrat cu Iacov fiecare cu familia lui. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Beniamin, Dan, Neftali, Gad și Asher. Sufletele ieșite din coapsele lui Iacov erau șaptezeci de toate. Iosif era atunci în Egipt. Exodul, așa cum precizam, este o continuare a cărții Geneza. De aceea moi se descrie mai întâi care este familia care a ajuns în Egipt. Numărul lor era de 70 de suflete, ceea ce poate fi o rotunjire a adevăratului număr, dar care nu putea fi cu mult mai mic. Modul în care ei au ajuns în Egipt ne este cunoscut, Iosif fiind cel pe care Dumnezeu îl trimite înaintea lor acolo pentru a pregăti locul. Dar acum ajungem la momentul în care situația se schimbă dramatic pentru urmașii lui Iacov. Iosif a murit și toți frații lui și toată vârsta aceea de oameni. Fiii lui Israel s-au mulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și s-au umplut țara de ei. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat, care nu cunoscuse pe Iosif. Acesta este momentul în care începe o perioadă foarte grea pentru poporul evreu. Dar înainte de aceasta să ne amintim că Dumnezeu îi spune lui Avram că Israel va crește în număr și va ajunge o mare națiune în țara Egiptului. Din câte vedem, această promisiune s-a împlinit. Însă acum are loc o mare schimbare pe plan politic în Egipt. Dinastia sub tutela căreia se dezvoltase poporul evreu a fost învinsă și alungată de o alta. Un nou faraon urcă pe tronul Egiptului, iar de acum începe o perioadă neagră pentru evrei. Noul faraon nu-l cunoștea pe Iosif și nici nu avea simpatie față de evrei. Se pare că nimeni nu mai ținea minte marile servicii pe care Iosif le adusese Egiptului. Cred că este o lecție pentru noi conținutul acestui verset 8. Este vorba despre o continuă responsabilitate pe care părinții și Biserica o au pentru transmiterea, învățarea cuvântului lui Dumnezeu, în ceea ce privește generațiile următoare. Avem și o ilustrație în acest sens. Un director executiv al binecunoscutei companii Coca-Cola spune odată că un anumit procent din prețul fiecare sticlă este folosit pentru publicitate. Întrebarea pusă imediat de interlocutor a fost. De ce mai este nevoie de reclamă pentru un produs atât de bine cunoscut? La care directorul a replicat cu o remarcă vis-a-vis -vis de o altă băutură faimoasă, dar care s-a crezut suficient de cunoscută încât să mai facă reclamă. Rezultatul a fost că după 15 ani compania a dat faliment. Dragii mei, niciodată nu trebuie să considerăm că știm prea bine cuvântul lui Dumnezeu. Avem mereu nevoie de împrospătarea lui. Noi oamenii uităm uităm lucruri mici, dar uităm și lucruri importante. Iar versetul 8 este o mărturie în acest sens. Și în ceea ce îl privește pe Domnul Isus, cred că trebuie să avem mereu grijă să-l prezentăm generațiilor de după noi. Faraonul care a ocupat tronul în Egipt nu mai știa nimic despre Iosif și despre contribuția pe care el a avut-o la salvarea economică a Egiptului într-una din cele mai dificile perioade ale acestuia. De aceea trece la represalii. El a zis poporului său, Iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veni să ne arătăm dibaci față de el ca să nu crească, pentru că nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară. Și au pus peste ei sprăvniceii ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses ca să slujească de hambară lui faraon. Exista această posibilitate ca un popor să se unească cu altul pentru a purta război împotriva altuia. Deci, temerea Egiptului era oarecum întemeiată. Dar o soluție mai bună ar fi fost să-i scoată din țară. Însă nu voiau aceasta. În loc să facă acest lucru, faraonul se gândește că poate folosi forța de muncă. De ce îi pune la lucru? În acest mod, poporul evreu a fost pus să facă cărămizi pentru ca apoi cu acestea să construiască cetăți. Cetățile enumerate aici erau unele foarte mari și puternice, ceea ce înseamnă foarte multă muncă din partea evreilor. Văzând că nu are prea mare efect asupra lor în ceea ce privește dezvoltarea, faraon le însprește mereu condițiile de lucru. Dacă până atunci li se dădeau paie pentru confecționarea cărămizilor, de acum nici acestea nu le mai erau date. Normele însă erau mereu aceleași sau mai mari. Deci sunt clare dificultățile prin care trece acest popor. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu se împlinește cu privire la ei. Dar cu cât la supra mai mult, cu atât se înmulțea și creștea. Și s-au scârbit de copiii lui Israel. Țineți minte că Dumnezeu l-a anunțat pe Avram că Israel va avea de îndurat și vremuri grele în Egipt. Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. M-am întrebat adesea care a fost motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit acest lucru asupra lor. Încât o să vedem mai târziu, Dumnezeu avea motive să facă astfel. Să nu uităm, Israel era poporul prin care el voia să se arate celorlalți. Ori, se pare că ei nu-l cunoșteau prea bine. Cu alte cuvinte, copiii lui Iacov nu și-a făcut întru totul datoria de a-L prezenta pe Dumnezeu. Și de ce a fost nevoie de această experiență lor? Deci, lucrurile se împlinesc așa cum sunt acele asigurări pe care Dumnezeu le făcea lui Avram privind marele număr al celor care vor ajunge să formeze națiunea Israel. Deocamdată însă se împlinesc profețiile cu privire la timpurile dificile. Atunci egiptenii au dus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămiz și prin tot felul de lucrări de pe câmp. În toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă, erau fără niciun pic de miră. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una șifra și cealaltă pua, și le-a zis, Când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți, iar dacă este fată, să o lăsați să trăiască. Cât de drastic este acest regim? Dragii mei, priviți cum se împotrivește diavolul planurilor lui Dumnezeu. Adinaur am vorbit despre promisiunea pe care Dumnezeu i-o face lui Avram. Promisiune conform căreia o națiune mare, numeroasă, se va dezvolta din el. Dar iată că diavolul încearcă să se opună. Folosindu-se de faraon, el vrea să nimicească poporul evreu. De ce era important pentru diavol acest lucru? Pe de-o parte, voia să-l discrediteze pe Dumnezeu, iar pe de altă parte, voia să împiedice dezvoltarea poporului pe care Dumnezeu l-a ales pentru a se revela pe sine. Dar, diavolul nu are de-a face cu un om sau numai cu un popor. Ce are de-a face cu Dumnezeu? Iar pe Dumnezeu nimic și nimeni nu-l poate învinge. Dumnezeu va avea întotdeauna oameni care să depună o mărturie despre el. Ascultați numai. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut cele poruncise împăratul Egiptului. Ce au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis, pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Moașele au răspuns lui Faraon, pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele. Ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Dumnezeu a făcut bine moașelor, și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu. Dumnezeu le-a făcut case. Femeile acestea au fost foarte curajoase. Ele au preferat să asculte de Dumnezeu mai mult decât să asculte de faraon. De deci, aceea Dumnezeu a și răsplătit acțiunile lor. Și, dragii mei, niciodată noi nu vom rămâne nerăsplătiți, credincioșia noastră. Nu va rămâne nereplătită. Dumnezeu are binecuvântări speciale pentru aceia care îl ascultă și aceia care fac voia lui. Dar nici Satana nu renunță ușor și îl determină pe faraon să dea o nouă poruncă. Atunci, faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Este ceea ce va face faraon. El vrea cu orice preț să oprească creșterea poporului. Mă întreb la ce număr ar fi ajuns poporul acesta dacă nu ar fi avut parte de împotrivire. Cred că foarte mare. Diavolul, însă, așa cum vedem, nu stă niciodată cu mâinile în sân. Și cum a procedat cu prima pereche de oameni, el va încerca mereu, și mereu, să intervină în planurile lui Dumnezeu pentru a le distruge. Niciodată însă nu-i va reuși, pentru că Dumnezeul nostru este Domnul acestui univers. Și chiar dacă diavolul a vrut să iasă de sub această autoritate, toate celelalte lucruri sunt încă supuse lui Dumnezeu. În toate aceste circunstanțe dificile, Dumnezeu își desfășoară planul lui de izbăvire a poporului, așa cum mai târziu va izbăvi întreaga omenire. De fapt, totul este o imagine a ceea ce va face Dumnezeu pentru noi oamenii. Prin Domnul Isus, așa cum am văzut, El va izbăvi un popor al Său, un popor care îl va slăvi pe El. Și nimic și nimeni nu se va opune acestui lucru. Dragii mei, sunt atâtea lucruri minunate pe care le vom studia în această carte. Dar nu vom vedea numai puterea și lucrările lui Dumnezeu, ci și slăbiciunile oamenilor, slăbiciunile noastre. Chiar în prezența lui Dumnezeu suntem adesea prinși de slăbiciune și ne putem lăsa ademeniți de inamic, de diavol. Trebuie să să luăm aminte la puterea și dragostea lui Dumnezeu și să nu uităm ceea ce spune autorul epistolei către evrei. Totul este credință, fie ca ea să ne însoțească mereu pe tot acest drum. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.